Autoritățile din Thailanda au propus ca mii de turiști afectați de sancțiunile impuse pentru invazia din Ucraina să poată plăti în criptomonede sau printr-un sistem de plată chinez similar Mastercard sau Visa. Cel puțin 7.000 de ruși și de ucraineni au rămas blocați în Thailanda, mai ales în localitățile turistice, astfel încât Autoritatea pentru Turism din Thailanda a aprobat măsuri pentru a facilita șederea lor. După ce companiile Mastercard și Visa au încetat să mai funcționeze în Rusia, mulți turiști ruși nu au mai putut să-și utilizeze cardurile în Thailanda, în timp ce suspendarea zborurilor în urma conflictului armat îi afectează atât pe ruși cât și pe ucraineni. Guvernatorul Autorității pentru Turism din Thailanda a anunțat în această săptămână unele măsuri ca turiștii ruși să poată plăti prin Union Pay, ceea ce înseamnă ca hotelurile să incorporeze acest sistem mai puțin extins decât Mastercard sau Visa. De asemenea, autoritățile doresc să faciliteze plata în criptomonede, astfel încât hotelurile și alte centre vor trebui să se adapteze la acest sistem de plată.